Salutare, prieteni! Eu sunt Denis și bine v-am găsit la al doilea episod din seria Portret în carantină. Momentan la numele ăsta m-am gândit, așa că voi dacă aveți o altă sugestie mai bună decât cea pe care eu am ales-o, lăsați un comentariu, iar eu voi ține cont de asta și poate voi schimba numele. Din ce am făcut în episodul trecut și din ce ați înțeles voi din această serie, voi face câteva portrete cu mine sau ceva de genul în camera mea. Voi folosi elemente sau obiecte pe care eu le am și voi încerca să vă dovedesc cumva că se pot face fotografii destul de faine și în carantină, cât timp stai acasă, ca să nu te plictisești, evident. În episodul trecut v-am arătat cum am folosit lumina soarelui și jaluzelele pe care le am la fereastră. Ați văzut și voi rezultatul, sper că v-a plăcut. Mă gândesc, ca o paranteză, după ce voi exploata destul de mult camera și dacă vă place această serie, voi ieși cumva și din camera, astfel încât voi face poze și în zonacerie, și în baie și în bucătărie. Voi avea anumite elemente sau poate, nu știu, poate voi folosi și de baraua, nu știu. Eu zic că o să fie destul de fain și seria asta poate fi dusă la cât mai multe episoade. În acest episod voi lăsa la final, va fi un pic mai lung, deoarece m-am gândit să vă fac și un scurt tutorial ca voi să înțelegeți cum fac eu această idee. Ca element ce voi avea în această fotografie. În urmă cu câțiva ani am fost la mare, mi-am achiziționat un cort de la Decathlon. Și în urma achiziționării acelui cort am primit și o lampă. O lampă de cort. În acest episod, ce voi face eu cu această lampă? Păi, e bine, voi simula o lună. Cum voi face această chestie? Va fi destul de simplu. Voi folosi doar această lampă și foarte mult Photoshop. Când zic foarte mult, nu mă gândesc la ideea că va fi enorm de mult. Voi veți vedea procedeul prin care eu voi face aceste fotografii, pe care vi le voi arăta la finalul acestui clip. Acestea fiind spuse, eu zic să trecem la treabă și nu uita, înainte să vezi rezultatul, să dai un like sau un follow pe Instagram la Denis Foto. Revenim imediat după ce voi încerca să căutăm locații așa de genul în cameră și să... Ha! I wish that it was easy. So tell me if it sounds a little sleazy. And tell me, 'cause I lie awake wondering. The broken pieces.